medicul și mă duce și la secție. Sper să nu te abazi, nu, vii la Porsche, vino la Porsche. Coleg, urcă, lasă să urce aici, că e mai sigurat să se iasă. Urcă mașina de se iasă, urcă mașina de se iasă. Urcă la se iasă. Da, bun, deci cine a participat? Bacali, Eduard, Tepi, Tudor, Bambuci. I-ați prins? Aia e, da? Interogatoriu. Hai că pucșărie. Scot eu ceva pe gură. Pucșărie. Hai de capul de căștie și vorbi. Hai că... Hai că n-ai dat în tăte. Colegul, domnul... Care cu mine în mașină să nu dea nicio informație. Hai, domnul lăuntru, hai, că mi rece mi la spate. Domnule, dar chiar nu ați văzut când v-a spart proțile? Nu ați văzut, domnule? Da. Cine se urmă? Dar cine are bani, ia spuneți-mi, sincer, cine are bani? Stai, că n-ai tu nicio treabă aici. Ba, cu bani o scăpat de mult. Nu o scăpat. Ba, ba. Nu o să scape. Stai, liniște că o scăpat. Haideți la intervador. Intrați-l aici. Intrați amândoi aici. Eu vreau avocadul. Haideți, intrați. Colegul, stai aici cu ei. Un pic de corona la asta. Colegul, stai aici cu ei să-i... Bine, colegul. Că interoghez eu. Hai, intră aici. Mă, mă, stai să nu cadă pe mine. Nu la cătușă. Închide, colegul. Tudor, nu zici nimic. Ziceți că aveți dreptul la un avocat. Apropo, vedeți că avem dreptul la un avocat. Știi, asta, nu? Bună ziua! Gata, începem interogatoriu. Bună ziua! Domnule, în primul rând vrem să știm unde vă sunt colegii. Domnule, unde vă sunt colegii? Vorbește că asta de aici nu văd, că vorbește. Păi nu vorbesc. Eu vorbesc de partea aia la altă. Dumneavoastră, pe mine nu mă vedeți. Dorim vă văd. Domnule, vreau să știu cu cine vorbim. Eu când am fost aici, a fost în altă cameră, apropo. Nu în camera asta, în camera s-a stat, da, declarații, dar greu e să dai o declarație sau ăla care știe să scrie numai pe aici. Aici e camera de da declarații, boss. Am fost de 500 de ori, că așa, îmi place viața asta. Gata. Trecem la... Domnule, cu cine voi avea plăcere să vorbesc? Cu niciunul. Am, până atunci vreau să am dreptul la un avocat. Dumneavoastră v-ați joc la bancă, avocată nu... Ba da, trebuie să-mi sun avocatul. A, nu aveți telefonul, aveți. Bacali, vii tu la asta. Vii tu ca avocat? Telefonul pentru vă sunt la avocat. Da, vreau că domnul etajul, mult a spus. Știm și noi unde vă sunt colegii, altfel îți aveați influență dublă sau chiar triplă. Nu zice noi nimic, stai liniștit. Oricum am dreptul la un avocat, dacă nu... Că o să fie mereu. Deci am dreptul la un avocat. Apropo, aș dori ca cel care vorbește să vină în fața mea. Chiar vin acum. Ca așa după perete, nu știu cum ți-aude, că... Da. Colegea mea ce vorbim. O știi pe colega Mălina, dacă te ajută aici. S-a sus cu capul căscuță. Așa, domnule, eu sunt. Colegul de aici, ești rău. Poftim? Ok. Ești rău. Așa. Da. Te rog frumos să scrie acolo în declarația aia. Așa. Bun. Ai început să scrii? Da. Bun, subsemnatul Cristian Pomohaci a declarat pe propria răspunde că nu va spune nimic până nu îi se va aduce un avocat. Ce avocat? Da, am un avocat. Care avocat? Scrie acolo. Scriu. Și după aia ștampilează. Ce arată în hârtie, ca să văd că n-ai scris altceva. Ai înțeles sau trebuie să-ți repet? Cum vorbiți?
Cristian Pomoaci. Da, domnule, poftim. Bun, vă rog frumos să mă arătați hârtia că n-a scris altceva în declarația asta, ceea ce eu n-am spus. Dacă ați scris altceva, să vă folosim împotriva dumneavoastră la proces. Îmi puteți arăta hârtia sau? Da, vin acum. De care puteți să întâmplă? Colega mea vine aici. Na, hai că vreau să vă hârtia pe care am dat declarația. Bun. Stai niște că știu să-ți citesc. Bun, acum mă pune, te rog, o ștampilă acolo. Domnule, am spus la... am scris aici că domnul Cristian Păbăhaș nu are dreptul la avocat din oficiu sau avocat proprie, deoarece nu, a dat nu e adevărat. N-ai voie să te bași peste declarația mea. Deci cum te-ai băgat? Bun, le întâlnim la decot. Colega? Colega? Colega, mă auzi? Colega, hai, repede, fugi. Colega, închide ușa, închide ușa, colega. Hai înapoi. Colega, ce-a făcut domnule de aici? Deci, domnule de aici, nu știu ce au la ei, hatul meu să-l verdeze. Mi-a zis că au dreptul la avocat din oficiu sau avocat la propriu, dar eu susțin că nu au dreptul că n-aș afla bancă. Pentru că stai să ne întâlnim la decot. Că te-ai băgat peste declarația mea semnată. Și e declarată. Uite, colega, și un pe pistol pe aici, prin... Au dreptul la un avocat. Au dreptul, bine, bine. În mașina dumneavoastră a fost găsășa de fabrică de cale pe mare. A, nu, n-a mea, stai liniștit. Și nu știu despre ce mașină vorbești. O să vină un avocat foarte ieftin acum. Bun. Bine, o să-l sun, să vezi pe rând că este... Asta, bă, la... Cum nu-l chema pe ăla? Deci să vină înapoi, că ăla o scris pe să declarația mea. Hai să chemați-l înapoi, că sunteți coleși cu el. Să-l imediat. Intră, colegul. Bună ziua, domnul avocat. Puteți veni puțin? Avem un caz destul de important. Suntem aici la secție, de obicei. În cameră de interogare o să vină un coleg să vă preia. Dacă doriți, vă trimite și o mașină. Veniți în 20 de minute. Perfect. Zi frumoasă în continuare. Bun, atunci așteptăm aici 20 de minute, colegul. Bun, vine imediat. Spune la jandarmul ăsta care foie să vină înapoi. Apropo. Vezi că declarația aia pe care ai scris tu fără răspunderea, fără ce am declarat eu, să o dai în fața la avocat, ok? Jandarmule, mă auzi? Sau domnule, avocatul meu, avocatul dumneavoastră este într-o spre acest... Ba da, vă prelua avocatul ăsta, acest caz. Și iară, declarația pe care am dat-o eu, tu ai semnat-o, tot, dacă ai scris ceva pe lângă, vei fi tras la răspundere. Colega, uite ce scrie. Cunosc regulamentul, stai liniștit. Am fost de 500 de ori, ți-am zis. Iar... Colegul, te-ai și-o scrie, domnul Cristian Păbăhaș are dreptul la avocat din oficiu pentru crima pe care am făcut-o, nu, colega? Ce crima? Că nu a fost nicio crima. Nu crima, jaf la bancă e tot o crimă, domnule. Nu e o crimă. E doar un jaf. Crimă știi ce înseamnă? Omorârea unei persoane. Păi, sau trebuie să te învăși pe tine, sau... Hai bine, domnule. Nu pleci, nu pleci până nu vine avocatul, vezi că da, e răspunderea. Da, nu știu. Bine, că vorbim noi cu mine. Avocat se îndreaptă, spune. Mulțumesc frumos, doamna polițistă. Deci, imediat va veni avocatul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Dumnezeu, domnul Gurgoaș. Acolo, văd că mi-a trimis un mesaj. Ce mesaj? Spune că mai întârzie 5 minute. Nu e o problemă, e ok. Nu vine taxul. Oricum, cu virusul ăsta, n-ai ce face. Mai întârzi și ei. Sper că colegul ăla tău nu a plecat, jandarmul ăla. Nu, e aici. Apropo, doamnă polițistă? Da, domnule. Zic polițistă, nu tu. Sau te simți femeie. Vă rog frumos să spuneți la jandarmul ăla de altă dată să nu vorbească după pereți, că nu-l audă.
că aici o cameră de interogare. Nu Colegi, e a venit avocatul. De declarație, adică în camera de interogare din altă parte. Bună ziua, bună ziua. Pot merge să vorbesc? Da. Nu le părăsiți așa, spune, părăsiți-o, părăsiți-o. Mulțumesc. Bună ziua. Bună ziua. Aul, dar nu vă chemă pe dumneavoastră. Ia părăsiți secția, hai, părăsiți secția. Domnul dumnealui acolo. Colegul, ia-l pus afară, ia-l pus afară, că am cumat alții. Liniște. Părăsiți secția, părăsiți secția. Cine ala, mă? Pare că am să plec cu camera. Hai, părăsiți secția. Ok, gata, gata. Părăsiți secția. Colegul, codul pe afară. Da, colegul, acum, hai. Ușor. Domnul avocat, vedeți că a venit un domnul ăla. Ați scumat pe el sau a venit singur? Haide, pe mine. Edward, fugi repede, fugi, fugi, fugi. Unde? Fugi, că deja pe ăsta. Fugi unde vezi că dacă nu te ia. Așteptați, dumneavoastră. Fugi repede. Tudor, tu nu vorbești până nu vorbesc și eu. Tu nu scoți niciun cuvânt. Dacă vă întreba de nume sau de asta, să știi. Așa m-aș duce la o țigară. Oricum am drept de o țigară, dar na. Aici e locul ăsta, nu cred. Dacă doriți, vă duceți de mâncare. A, m-am mâncat înainte. Nu e o problemă. Uitați, domnule, am. Ia ce-am aici. Iar eu vocea la pe jandarmul ăla. Ce doriți, domnule? Doriți o țigară? Ia uitați ce am aici. Ce femeie... Colegul, uiți să spun că nu prea are cum să te audă prin pereți. Doriți dumneavoastră un fum, domnule? Colegul aici, poate luăm foc, te-ai gândit și la colegul, asta. Colegul, te rog eu frumos să te apară și primează. Lasă, până ca o să ne facem ciudă, că am nu supor mereu. Lasă, colegul, dacă luăm foc, fix problema ta e, tu plătești toată secția asta. Lasă, că mai bine plătește el, adică, văd că regulamentul ăla nu pare să-l cunoaște. Intrați înapoi, vă rog, doamne. Mă bucur că vorbesc și eu cu o persoană mai... Mă bucur că vorbesc și eu cu o persoană mai inteligentă. Că ăla am auzit că numai atâta știe să bată, dar altceva nimic. Cred că cap are o lună. Mai ales cu domnul. După cum am zis, omul vorba după preț. A venit un prieten și v-a luat? Am înțeles. Păi și cam cât timp? Deja... ...să se întâlnim cu Excelia, să păia pe dumneavoastră. Colega. Zi, mă să bănesc. Bun, imediat ajungem. Colega, vină puțin până afară, te rog. Mulțumesc. Stați un minut aici. Colegul de la SIA, ajută și ia și tu pe domnul avocat. Ce spune, colega? O să vină domnul avocat cu șoferul lui personal, sau un prieten, în față la secție. Și voi ați avut? Luați-l și aduceți-l aici, vă frumos. Ia colega, la voi puțin aici să vorbim ceva cu domnul deci. Ieși afară cu el. Ieși afară. Ia, gogoa și așa mă rând. Și colega. Dacă te-ai dat puțin. Am eu o vorbă cu el. Ieși mă afară. Hai gogoa și ieși afară. Și pentru asta vei răspunde. Gogoa și ieși afară. Colega, poți să ieși tu puțin să vorbim ceva cu domnul? Nu, că tu știi ce o să faci și nu vreau. Să... Dacă face ceva, oricum răspunde fața la avocat, deci... Ce o să fac? Cum ne trebuie că poate tu nu o să mai fii în costumața asta de jandarm, adică pe regulamentul ăsta nu cred că-l cunoști. Știi, nu? Simu-ți. Uite ce face. Poftă mare. Mulțumesc. Doriți și dumneavoastră unul? Nu, dacă... deocamdată nu. Colega, ia gogoașa, ai și tu un gogoașa pe acolo. Ia-și mă. Nu cred că am. Am un hamburger. Dă-mi. Stai acel. Mă duc să iau o cafea, vin imediat. Hai că am înțeles. Stai puțin că nu mai găsesc hamburger, l-am băgat undeva în geac, dar nu mai găsesc. L-am luat eu de la tine, gata. Domnul jandarm. Stai că aveam și un... Stai că aveam și un sandwich, Sergio. Uite aici, gata. Uite, am găsit sandwich. Hai, dar gogoașul ăsta e pe aici la întorcător sau nu trebuie să plece? Păi, cred că scaun... aici vă păzesc așa. Cred că... Mai bine te duci și ei,
Mai bine te duci ei, cum se numește, avocatul să-l iei. Te rog, domnul avocat ce a fost sus în secție va veni în câteva secunde. Într-un minut maxim vine, cred că... Bă, la gogoșă, du-te mă mai colcă și așa și că mă, mai mănânc și să-mi virtă, te mă pun aici în colț. Și așa. Îmi scoate și mie cătușile. Doamna. Doamna, ne auzim? Doamna. Colega, tu nu la cafea de la aparat? Doamna. Pardon? Da, am crezut că fă un cutremur. Colegul, pleacă de aici. Colegul, tu chiar vrei să nu mai fim poliție? Ieși o dată de aici. Stai acolo la ușă și adu-l pe avocatul nostru, că trebuie. Așa. Unde, dar incapabil mai sunt ăștia. Bun, rezolvăm cumva sau? Păi vine imediat. Da, vine avocatul, vine avocatul. Nu așa mă refer. Dacă tata v-a zis că vă iei foame. A, nu. Păi de ce? Am mâncat acum, am să mă cumplim. Rămân între noi. O, bună ziua! Noastră sunteți domnul avocat? Da. Vă așteptăm mai bine. Am fost chemat. Da, ați fost chemat de colega noastră. Bună ziua! Bună ziua, domnul avocat! Bună ziua! Sunt comisar Mălea de la Poliția Română, sunt. Bună ziua! Avocat Nicu Cap de Piatră mă numesc. Bună ziua! Bună, putem vorbi cu doar cu avocatul? Da, domnilor. Dumneavoastră sunteți clienții, nu? Amândoi? Da. Ok. Domnii polițiști, aș avea rugămintea vreo 2 minute așa să discut și eu cu clienții mei. Desigur că da. A, jandarmele, oricum vei plăti pentru ce ai făcut. Așa, ce-a s-o cu mâine? Deci s-a dat un jaf la freca centrală, n-am fost acolo. Am avut un static, nu l-am murit niciunul pe static. Am fost prinși. Ne-a dus aici. Deci jandarmul a vorbit după perete, adică omul n-are nicio treabă cu regulamentul. Și când am dat declarație, a scris ceva fără să dau eu declarație. Deci a scris în plus față de ce nu a trebuit să scrie. După aia, a zis un pic că le-ai foame. Știi tu la ce mă refer. Am înțeles. Domnule, cum să vă zic? E o situație cam dificilă. Dacă acest că ți-a avut o static deja farmat, sentința e că mare. Da, dar ok, am înțeles. Se poate rezolva, deoarece eu am experiență în domeniul avocaturii. Numai că costurile, să zic, pentru cazul ăsta o să fie destul de mari. Cât mă costă? Păi să zic, 100.000 costă. Tot? Da, da tot. Scăpați. Îți dau banii după cum ai scăpat de aici. Și pe mine și pe colegul. Bine, frate, bine. Bun. O rezolvăm. Ok. Stai să chem polițiști. Domnule polițiști, am terminat de discutat. Totul, hai înapoi. Hai neapărat înapoi. Așa, ce-a zis? Domnii polițiști, doamnă polițiști, să zic, clientul meu și acuzatul pentru fapta respectivă are, să zic, și o parte de, cum să zic, nu pot zice că este vinovat neapărat. Așa. Deci, domnul, să zicem, mi-a transmis că prietenii sau oamenii care erau... care erau cu el acolo în bancă, l-au luat, l-au amenințat cu pistolul, bă, a zis, dacă nu dai aici jaful cu noi, te omorâm. Și îl înțeleg pe om, pentru că a făcut orice posibil să stea în viață. Consider că... cum vorbiți. A. Mă auziți acum? Da. Acum. Da. Deci să repet ce am zis, cred că nu m-ați auzit, nu? Eram puțin răguși, am luat acum o pastelă. Deci, doamnă, consider că clientul meu nu este vinovat.
deoarece acesta a fost amenințat, din ce mi-a spus el, de a da jaful respectiv cu oamenii. Oamenii s-au dus, a zis, bă, avem un om la familia ta, la tine, dacă nu faci ce zicem, mort, toți. Consider că domnul, clientul meu, nu, să zic, este un acuzat de a săvârși, să zic, închisoare pentru acuzațiile aduse. Colega, ai ceva de zis? Ai ceva de zis, stați. Ia spune. El de ce nu a venit fix după job să ne spună că se întâmplă acest lucru? Pentru că m-ați urmărit. Și ați dat în mine cu mașina, trebuia să mă opresc, pentru că deja am dat cu capul, adică eram cu unul care m-a amenințat. Dacă nu Poftin? Mă aveți să pierde de mă provocă niște rani, i-ați provocat niște... Deci, domnii polițiști, eu zic... Vezi că o să fim scăpați, Tudor. Că clientul meu, alături de colegul domnul, că ei doi sunt niște verișori, așa mi-a zis. Da, am dus în verișori. Consider că nu sunt vinovați în acest caz. Dacă vreți, discutăm cu avocat, cu judecătorul în instanță. Domnul avocat, dacă dumneavoastră ziceți că nu sunt vinovați, aș dori să facem un dosar separat de ceea ce a făcut ei, cu poze, cu tot ce trebuie pentru a rămâne la evidență, dacă doriți. Mai lăsați-mă 2 minute să discut cu oamenii mei, să văd ce au și ei de zis. Bun, 2 minute și după aceea revenim aici. Okay. Bun, merge ce înseamnă treaba asta? Merge treaba. Ok, dar ce înseamnă dosarul ăla? Vor să fac un dosar preventiv. De exemplu, dacă vă mai prind cu ceva ilegalități, da, să aibă dosarul, să aibă informații despre voi. E ok, n-aveți nimic împotrivă, da? Bine. Facem, ok? Bine. Ok. E ok. Deci vărurile nu i-am scăpat. Deci da, dar o să discutăm după, mergem după să aia. Discutăm. Da, da, da. Da. Spuneți doar să-mi scoată cătușele, că prea mă doare mâna. O să vorbim. Gata, domnii polițiști, dacă mă auziți. Gata. Ce-a spus? Deci, clientul meu este de acord de să face dosarul preventiv. O să vină prima dată colegului să facem o poză. Și de un avocat veniți cu mine. Ok. Vă rog, colegul de la SES, rămâi tu cu el în caz că este o problemă. Am putea scoate măcar cătușile astea? Da, puneți-vă fața aia la care să vă scuze și eu. Înțeleg și eu că vă ustură. Desigur. Dar eu mancam... Să nu știu dacă vă doare. Au. Scuzați, da, domnul? Gata. Mersi frumos. Da, domnule. Să-mi dau mânușa jos. Ia rotați-vă, dați-vă. Da, s-a umflat deja. Da, s-a umflat. Tare rău s-a umflat. Da, s-a bun, atunci vei aștepta aici, nu? Haideți, domnule, să facem și... Vor merge acolo și vă urșim la poziție. Bun. Voi sta cu buta pe dumneavoastră să se asemenea de aici. Haideți, iarăși vă. Unde, aici? Bun. Nu știu, domnule, îmi cheamă, nu știu, dar știu. Păi, cu ce ea, Dumitru, frumos? Stai scotat să zice, ne încălantăm. Nu e sus, sau? Vă scoate pozele. Gata, hai chiar am luat eu. Vreți mă să scot, să iau un dosar? Nu, haideți pe mine, domnule avocat. Aici. Bun. Nu e aici. În spate, domnul. Rețineți puțin aici, te rog frumos, până nu fac eu ce trebuie. Bine, haideți să mă faceți dumneavoastră poză. Domnule? Da, domnule. Haideți să mă faceți poză. Azi, veniți-i facem. Veniți-i facem. Mai te aduce dintr-o ușă în alta. Nu, veniți pe mine. Domnul avocat? Da, unde? Aici. Unde aici? Aici. Eu văd doar pe doamna aici. Plecați acolo, mergeți acolo. Aici, hai să vă ia. După colegul aici. Deci aici la primul sau? Nu, tu vin cu mine, la doilea. Și eu de acolo o să vă fac poze. Da, în mijloc sau? Aici. Vin și eu. În mijloc, așa. Am înțeles. Din profil. Luați puțin. Domnule, din profil. Așezați-vă. Bun. Deci, avocat, dați și vă frumos din avocat. Gata? E gata poza? Puneți-vă pe jos, vă rog. Bine. Eu o să închid ușa la dumneavoastră aici.
Doamna avocat, dați-mi vă răspuns să vorbim. Acum, imediat stați așa, uitați. Cum v-ați spus, Nicu cap de piatră. Da. Bun. Deci, avocatură de... Uite aici. Băi, băi, dacă vă place acest episod, vă invit călduri să apăsați pe butonul de like, subscribe. Așa, aici jos. N-am mai făcut intro, n-am mai făcut nimic, un roleplay așa mai ciudat și am fost prins de poliție. Formular pentru domnul avocat, dosar, mă scuzați. Și așa o să dau acolo poză și ce a făcut ei. Da, domnul, notați acolo, faceți-le dosarul, să-i țineți. Vedeți că bate cineva la ușă. Unde? Aici, la noi, uitați-i de Intrați. Mulțumesc că colegul este un ghiozdan, un sac mai cedat sub acolo, sub acele scaune. O să mulțumesc. Poți să-l chem pe domnul de la SIAT să se asigure că nu este nimica periculos acolo. Da. Atât am vrut să vă zic. Bun. Deci cap de piață. Hai să vedem dacă putem să scăpăm. Deci trebuie un nou al... Colegul de la SIAS. Da, colegul. Verifică, te rog, frumos și în acea cutie, în acea... Vârstă 30 de ani. Ia-l dubla. E cam o să suspectă. CNP 50. Ce-ar fi acum să fug? Nu, colega, sunt niște două cutii de pizza și... Mamă, dar ce gălăgie aici, secție, domnul, nu înțeleg. Cred că îl livrează la globă. Bun. Hai că la culofă, dacă e. Ce-ar fi vreau să mă duc? Domnule Mazin, da. Hai că m-am plictisit. Haideți, vine și facem. Haideți, domnule. Două secunde. Dați și vreau. Lătați înapoi bretinul, domnul avocat. Mă ridic și aici. Mulțumesc. Dați bretinul înapoi. Mulțumesc. Dați și dumneavoastră bretinul, vă frumos. Hai să vedem, colegul, ce a mai dispărut pe aici. Domnul, eu vă aștept afară. Eu vreau să ceva, vă rog frumos. Nu mai ceva să se lași mie asta. Am înțeles, se mai tot ce trebuie, nu mai. Aici? Aici știu română. Imediat. Stați să las și o servietă asta aici jos. Două secunde. Bun, colaj Vladimir. 125 de ani, numai de registrare 30 etttt. Bun. Adresa de domiciliu 38, model în apartament 2. Așa. Bun. Și CNP 5010402. Este așa. Bun. Trebuie să nu ați și mie, vă frumos. De lucru la liber, un avocat. Trebuie să mai vine un băiat să mai scriu și lui datele și după aceea... colega, auzi? Colega? Da. Adu-mi și pe celălalt băiat. Dacă acum trebuie să mergem. Sunt pozele făcute? Ok. Nu sunt. Domnul polițist trebuie să semneze și... Da, șir. Semnează acolo. Să țineți vă dusă. Hai să-mi iau iar servietă. Lați-vă servietă de jos, vă rog frumos. Așa. Adică ce ai că acum ai de aici? Dacă am semnat, aștept afară să vină și celălalt domn. Bun. Hai să vedem ce face. Hai, domnul... Mai aștept? Bun, rămâne să ceva frumos, rămâne să zicem. Mamă, cât ești acolo? Domnul, haideți după mine, la colegul meu. Haideți, domnul, în sfârșit, m-am plictisit. Haideți, domn client, mai aveți o dată sunătură și mergem să o rezolvăm. Ce, domnul jandarm? Adică rămâneți acolo, vă fac și o poză, vă frumos. Dar mi s-a făcut, înainte. Nu l-am făcut eu. Am înțeles. Eu doar m-am uitat la dumneavoastră. Bun. Cu fața, vă frumos. Bun. Zâmbiți. Cheese. Nu prea mult. Așa. Și din profil, te rog frumos. Din profil, așa. Bun. Și în cealaltă parte, te rog. Bun, perfect. Sper să nu mai vin pe aici. Bun, hai după mine. Stați cu coșul ăsta de microantă. Nu vin pe niciodată.
Adică vezi că dacă nu le trece bine imprimanta aia, mai împarte aia. Mai decât o pamplată. Acolo e altă imprimantă mai bună, e mai mare, dacă vrei. Bun, alezi pe mine să-ți dai știu. De fapt nu, hai că completezi aceea ca să-mi trebuie de să chem o drăbijă, nu face. Haide, domnul polițist, că avem și noi treabă și ăștia. Aștept așa frumos. A, uite, Biblia și aceea. Eu mă duc sus, vă aștept afară, clienții mei. Bro, o zi bună vă doresc la toți. O zi bună, să vă fie de bine, domnul avocat. Vă mulțumesc, domnul avocat. Mai rămâneți puțin. Păi nu, domnul, de aici veniți cu mine. Rămâneți puțin, vă rog frumos. Pentru? Sper că să-mi dau buletinul, nu? Bun. Tătarul Alex, 23-33-F-Z-V. Măcar nu zici cu voce tare. Poftim, mă? Nu zici măcar cu voce tare, mi-e rușine de numele meu. Cum adică, domnul, să vă fie rușine? 50-56-5. Poveste veche. Tătarul Alex, nu înțeleg care este problema cu el. Asta pe avocat îl cheamă cap de piatră, la voastră mi-e rușine. Adică ce problemă aveți, domn polițist, cum o cheamă cap de piatră? Vreți să vă dau în judecată? A, vă țin minte. Deci n-am zis nimic. Vă țin minte. A fost ecou de la cameră. A fost ecou de la cameră. Da, cerul odată la colegă. O zi bună, bine v-am găsit. Bun, puteți pleca. Să vă mai regăsim. Haideți, domnic. Pa, colegi, mi se vede o cafea sau ceva. Hai, va. Aveți voi ceva mașină? Am eu. Am un garaj aici lângă. Ah, ok, bine. Sper să nu mai vine aici niciodată. Ce ai, mă, cu lanterna aia, băi, ăla? Păi, stinge lanterna cu vin la tine. Poate te bate aici.